învățăm cum să trecem peste prima fază a unei partide de șah, da? Care este prima fază a unei partide de șah? Cum se cheamă? Deschidere, da? Deci o partidă de șah, de obicei, David, lasă mânuța jos și răspuns doar când te întreb. De obicei, o partidă de șah are trei faze. Deschidere, joc de mijloc și final. Dar să știți că de multe ori se poate termina dezastruos pentru unul dintre jucători în deschidere. De asemenea, se poate termina și în jocul de mijloc sau în final. Da? Astăzi învățăm diferite curse în deschidere, care practic vă arată vouă cum să nu jucați deschiderea. Deci, practic, noi în deschidere trebuie să respectăm în primul rând trei reguli de bază și îl ascultăm pe domnul Cristi. Spune-le, Cristi, care sunt cele trei reguli de bază? Lupta pentru centru, deschiderea. Lupta pentru centru, scoaterea pieselor. Și rocada. Deci, lupta pentru centru, adică aceste patru câmpuri, ștepteuiți, da? Aceste patru câmpuri care sunt foarte importante, ori să le ocupăm cu pionii, ori să le controlăm cu piese, scoaterea pieselor ușoare afară, în primul rând, adică nebunii și cai. Deci piese grele pe tablă sunt cele două turnuri și dama, și piesele ușoare sunt nebunii și cai, iar pionii sunt pioni. Nu sunt nici piese grele, nici piese ușoare. De asemenea, regele e rege. Regele e rege. Nu e nici piesă ușoară, nici piesă grea. Pune-l aici, te rog frumos. Hai, te rog frumos. Păi, dar normal. Că nu poți să fii Napoleon, să vezi și să faci două lucruri deodată. Decât eventual poți să iei telefonul și știi cum poți să faci două lucruri deodată? Doamna făcea mutări de șah. Bine, dar nu contează. Deci eventual acasă te duci și iei telefonul cu tine la baie și faci două lucruri deodată. Da? Bun. Deci hai să ne uităm. Așa, și mai sunt diferite sfaturi. Să nu scoți dama la începutul pieselor, înaintea pieselor ușoare afară, da? Să nu muți de mai multe ori. Ia și începem cu această primă partidă. Deci toate aceste partide... Da, și ăla îmi sfat. De obicei se dezvoltă cai înaintea nebunului. David, hai să ne uităm. Deci o primă partidă. Și eu am să vă explic mutare cu mutare. E2, E4. Deci, Ștef, uite-te aici. Lasă. Deci, acest pion, o primă mutare foarte simplă. Pionul din fața regelui, două pătrățele, are două scopuri. Luptă pentru centru, pentru că va controla un câmp din centru aici. Și mai controlează un câmp în țara adversă. Vedeți aceste două câmpuri? Nici o piesă neagră nu va putea să se amplaseze pe unul din aceste două câmpuri, pentru că acest pion va zice, ha-ha-ha, te pap. Da? Una la mână. Și a doua deschide portiță pentru acest nebun și pentru această damă. Da? Nu poți să zici ceva? Nu. Pion C7, C6, asta se cheamă apărarea carocan, în care, așa cum am învățat, este un tip de deschidere. De obicei, când albul joacă E2, E4, sunt două tipuri de deschidere. Ori îl împiedici pe alb să facă plugul de zăpadă, vă aduceți aminte de acea lecție, ori îl las să facă plugul și îl atacă imediat. Și apărarea carocanii intră în al doilea tip de deschidere, în care lasă, deci albul mută de 2, de 4, își mai deschide o ușiță și pentru acest nebun, deci diagonalele celor doi nebuni sunt deschise, iar negru îl atacă imediat, de 5. În acest moment, acest pion de la E4 este sub atacul pionului negru. Deci eu cu albul trebuie să fac ceva, pentru că dacă mut, să zicem, un cal pe 3, negru mi-a pur și simplu pionul. Toată lumea înțelege, da? Deci albul mută cal C3, se dezvoltă și-l apără, negru bate și albul bate, da? A pierdut ceva până acum una dintre părți? Nu, e un simplu schimb. Două, ca și albul, da. Deci, la negru, asta este o insulă de pion. Și asta e a doua.
Voi, cei mai mici, nu prea. Și la alb, asta e o insulă de pioni și asta e a doua. Bun. Deci calde 7, ia să ne uităm un pic. Dama e 2. Această mutare, ia uitați-vă un pic. Este bună? Nu. Deci încalcă un sfat. Da? Deci nu muta dama înainte de a muta piesele ușoare. Deci da. Normal trebuie să scoți caii și nebuni, nu? Cum? Nu. Nu, nu. Dacă mergi calon aici. Foarte bine. Aha, te papă. Da, te papă. Bine, dar nu te poate papa. Ia să vezi. Tocmai asta e. Deci fiți atenți, Ștefan, văzut ceva că îi arătă calculatorul, pentru că calculatorul îi place să vă ajute. Deci, din punct de vedere strategic, această mutare damei 2 este o greșeală. De ce? Uitați-vă la acest nebun care începe să-i dea șuturi în fund la această damă, să zică pleacă bă de aici că vreau să ies și eu. Deci mutarea normală aici, stați un pic ca să înțelegeți. Alo? Deci mutarea normală ar fi fost să scot nebunul afară. Și pe urmă să scot și calul și pe urmă să fac rocadă. Deci dama e 2 este o mutare care încalcă 2. Încalcă, îmi închide nebunul acolo. E o mutare proastă la prima vedere însă. Ops. Dar e bună. Dar e hoață. Da. Deci negru... Deci vreau să țineți minte un lucru. Întotdeauna când adversarul vă face o mutare, nu faceți mutarea voastră până nu vedeți scopul mutării adversarului. Este Erica. Și negru nu se gândește deloc la această mutare, de ce a mutat-o, și mută cal F6, care e cea mai mare greșeală. Pentru că exact așa cum a zis Ștef, uitați-vă aici, acest cal de 6 este șac și mat. Deci Ștef, acest pion nu poate să-l ia. Pentru că ăsta a fost rostul... Nu. Deci... Nu! Și pe tocmai vă arăt eu. Nu, mi-arăți tu, dar ca să înțelegeți. David, Ștef și Cristi, stați jos. Deci, în acest moment, practic se vede clar de ce a mutat dama de la D1 la E2. Ștef, stai acolo, hai te rog eu frumos. Pentru că dacă suntem atenți, învățăm. Și atunci, ia să-l ascultăm pe domnul Cristi, care ne va spune cum să scăpăm noi de această amenințare. Cal de 6 și așa. Zic Cristi. Și fii atent, Cristi, vreau să-mi dai 4 răspunsuri bune. Deci negru are la dispoziție 4 răspunsuri prin care el scapă de mat. Zic Cristi. Da? Cal B6. Foarte bine. Aici, nu? Da. Foarte bine. Acest cal B6 nu mai permite niciun cal de 6 pentru că ți-l voi lua cu dau. Și o să râd de tine. Altceva. Deci, găsiți și una din 4. Cal B6. Cal B6, dar asta din D7, da? Da. Nu ăla. Nu. Da? Deci, cal B6 și din nou... Câmpul acesta de 6 va fi păzit de damă. Alta. Damă C7. Foarte bine. Și a treia. Damă C7. Din nou, dacă dai, îți bat cu damă. Și a patra, care de fapt e cea mai bună. Dar și astea trei sunt mutări de luat în considerare. Cal E8. Nu. Cal E7? Nu, caută o mutare de dezvoltare. Cine o vede? Domnul? Da. Cal F6. Care, ăsta? Da. Păi n-auzi că ești mat într-o mutare, exact asta e cursa. Mi. Zi, David. Hai, toată lumea se gândește. O să mute...
Să-i da, îi dai șac, dar o să-ți bagi nebun. Doamne, gata, știu. Zi. Ion. Corect. Ion E6. Corect, ia uitați, simpla. Nu, Ștep, uite, nu, Ștep, Ștep, nu pot să mut. Deci, Ștep, uite de aici. Pur și simplu, negru aici mută cea mai bună mutare, pion E6. Am zis bine. Și acest câmp, Erica, de cine păzit? Ba da, a zis corect. A zis corect. Erica, de cine păzit acum acest câmp? De nebun. Deci mai pot să dau șa? Nu. Și atunci, dintr-o dată, se vede că... Deci, dacă negru este atent, pur și simplu, albul își dă seama că acea cursă a lui nu a funcționat. Și cum stă albul acum? Stă prost. De ce? Pentru că va trebui să-și mute dama înapoi ca să scoată acest nebun. Ce înseamnă asta? Că pierde tempouri în dezvoltare. Încalcă un alt sfat. Deci albul a încălcat un sfat că și-a scos dama la joc timpuriu și acum își dă seama că a scos-o degeaba și trebuie să o ducă eventual înapoi sau pe un alt câmp ca să-și deschidă și nebunul. Dar în acest moment rămâne în urmă cu dezvoltarea. Următorul exemplu. Albul. Albul, că mută de mai multe ori cu aceeași piesă în deschidere. Ia să ne uităm. Deci din nou E4, din nou C6, din nou D4, din nou D5, din nou calce 3. Deci cu data asta este apărarea carocan. Din nou bate, din nou bate, din nou cal de 7 și acum mutarea asta este mutarea corectă. Nebun ce fac. Deci aceasta într-adevăr este... Nu, 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 nu. Deci nebun ce patru este mutarea corectă. Nu pui dama acolo, pentru că dacă negru e atent, va vedea. Deci scoți piesele ușoare afară, da? Doamne, nu pot să zic cu ce e. Cal pe 6. Doamne, nu pot să zic cu ce e. Cu ce amenință mutarea ce patru? Nu amenință nimic. Amenință mat. Mai întâi, stai să vedem, depinde dacă negru ne-a atent. Cal G5. Cal G5, corect. Și câte bătăi facem pe acest pion? Două. Deci, practic, ia fiți atenți aici, ca să vedeți culmea. Dacă tu cu negru nu ești atent, aici negru a jucat foarte bine pion E7-E6. Dar să zicem că nu ești atent și ataci acest nebun. Erica, spune și mie, cum dă albul șac și mat într-o mutare? Nebun. Nebun ia pe 7 și șac mat. Med. Foarte bine. Deci, nebunul este apărat de cal și regele nu poate să-l pape și n-are unde să fugă, da? Și atunci, deci, atenție, atenție. Deci, negru joacă foarte bine aici pion E7-E6, da? A jucat bine acest pion? Da. Pentru că nu mai poți să bați aici. Acum, întrebare pentru... Face și a treia bătaie. A treia bătaie. Dama E2. Deci acum dama E2 este o mutare agresivă de atac. Dar vreau să... Nu, stați un pic. Nu. Ștef, lasă piesele și uite-te aici și fii atent la întrebările mele. Nu încerca să reproduci. Văd că încerc să reproduci, dar și caută dama aia la B4, că n-are niciun sens, da? Deci lasă și uite-te aici. Ștef, întrebare pentru tine. Normal poți să zici așa. Mamă, eu pe pionul ăsta am două bătăi. 1, 2. Deci 1, 2. Și el n-are decât o apărare. E bine să bat acest pion? Nu. Da. De ce? Pentru că... Cât iau și cât dau. Nu, stai acolo. Altfel pionul iau piesă importantă. Corect. Deci, da, deci trebuie să cunoști valoarea. Deci încă o dată. Hai să zicem că joci nebunea pe E6. Și după peia pe E6, calea pe E6. Și zici, mama, a luat doi pioni. Wow, amenință. Păi da. David. Păi da, ai luat doi pioni. Dar ai dat un nebun. Câți pioni, David? Erica și David. Erica, nu-i mai da apă la moară. Erica, dacă el vrea să rămână... Deci, Erica, dacă el vrea să rămână pisoiaș, eu vreau ca tu să te faci ghepard. Și să te iau cu mine la vânătoare de căprioare. Deci, el va rămâne pisoiaș. Va trebui... Corect. Dar nu, și noi am rămân... Și noi am
Nu, deci, acest, da, îi atacăm dama, dar negru pur și simplu scapă, să zicem, cu damei 7, înleagă acest cal și îl mai și pierd. Și practic eu am dat un nebun pe 2 pioni. Am făcut bine ce am făcut? Nu. Pentru că nebunul face 3 pioni. De aceea, albul aici joacă nebune și dama e 2. Și încă o dată, acum din nou există o amenințare pe care negru pur și simplu o ignoră. Joacă pion H6. Domnul și-a numărat cal E6. Cal E6 sau cal F7? Nu, deci trebuie să te gândești. Dacă asta e mai bună sau cal E6. Îți spuneam și eu ceva. Dacă muscarul unde amenință regina, regele îl papă pe cal. Regele îl papă pe cal. Dar să știu un lucru, Ștep. Scopul șahului este să dai șah și mat regele advers. Exact. Deci aici, practic, deci acest H6, vă spune, a fost o greșeală. De obicei este, Cristi, de obicei H6 este o mutare bună, pentru că îi spui acestui cal care e în țara ta, pleacă-mă din țara mea. Dar acest cal aici se sacrifică de ce? Pentru că vom trage regele negru de mustăți în centrul tablei. Deci, încă o dată, dăm un cal pe doi pioni, dar siguranța regelui va fi distrusă. Deci, calea pe F7. Ia uitați-vă. Bat, are, asta se cheamă furculiță. Trebuie să bați acest cal. Dar acum urmează. Damă ia pe E6. Păi nu poate să ia, că e apărat din spate, de nebun. Deci asta se cheamă baterie damă, nebun. Cu dama în față, cea mai periculoasă bate. Nu e mat, trebuie să iasă afară. Dar în momentul când ești afară, practic ești tras de mustăți în centrul tău. Așa zic eu. Nebun de trei, totul cu șah. Ia uitați-vă, unde se mai poate duce acest rege? Doar la H5. Mai ai alt câmp? Aici nu poți, că e nebunul. În spate nu poți, că e tot nebunul. David, te scot afară. David, te scot afară, pe cuvântul meu. Deci dacă tu faci bau, bau, bau la Erica, te-ai îndrăgostit de ea? Nu? Convinge-mă, lasă-o în pace. Da, Cristi. Mai e o mutare. Care? Ca sacrificăm calul. Păi nu poți, că e legat. Nu, vreau să furi. Unde? Aici nu poți. Aici nu poți, uite. Păi tot nebunul. Nebunul păzește toată diagonală. Deci doar H5 ai. Deci încă o dată acest rege cu prețul practic a unui pion, pentru că albul a dat un cal pe doi pioni. Un cal face trei pioni. Domnul, știu ce mutăm acum. Ia, uite-te, dama H3 și acum. Aproape mă. De ce? Păi dar nu scrie să mă. Păi nu contează. Vă zic eu ce trebuie. Deci aici nu pot. Aici nu pot. Să-i bag ceva în față nu pot, decât să mă duc așa. Nu? Nu? Domnul, dacă nu era calul acolo, se salva de mat. Dacă nu era, dacă nu era calul ăsta, normal, îi lua cu nebunul, da. Nu ăsta, ăsta? Ăsta. Păi cum? Păi ăsta trebuie să fie acolo, că dacă nu ar fi fost acolo, ar fi fost mat cu două mutări înainte, eu. Deci gândește-te aici. Dacă n-ar fi fost calul ăsta aici, era de aici deja mat. Că n-avea rege G6 la dispoziție. Deci calul ăsta săracul și făcut și el cât putut treaba, dar tot degeaba. Deci încă o dată, rege G6, nebun de 3, rege H5, mat. Da? Acum scrie mat. Ia să ne uităm la o deschidere pe care eu chiar aseară am făcut-o pe... Că eu să știți că am lecții și pe Twitch. Gambitul Budapesta este o deschidere pe care eu o joc foarte mult. Deci ce înseamnă, în primul rând, vreau să înțelegeți cei mici... Ștep! La ce te uiți? Oh, Cristi! Deci, vreau să ascultăm întâi prima dată să profităm de acest pui de ghepard foarte dezvoltat, cum este Cristi. Ești pui foarte mic, ești nou născut.
Deci, Cristi, spun, dăm definiția gambitului. Ce este un gambit? Un gambit este să dai o... Deci, în primul rând, este o deschidere, este da? Este o deschidere, dai exemplu... În care unul dintre jucători, ce dă face? Dă anterior și ia dezvoltare. Deci, dă puțin material, dar se dezvoltă mai repede. De aici trebuie să înțelegeți cât de important este... Da, ai zis bine. Fiți atenți aici. În gambitul acesta Budapesta este un gambit puțin și diferit, pentru că pare prostesc la prima vedere. Ia fiți atenți. Da, este bun. Deci D4 începe cu pionul din fața damei. Negru răspunde cu acest cal F6, numai ca să nu-l lasă pe alb să fac... Cristi, dacă mă mai întrerup, nu știu ce să fac. Deci nu permite E4 să-și facă plugul, pentru că dacă albul ar juca E4, acum pur și simplu acest cal ar popa pionul. Și atunci albul zice, bine mă, dacă nu mă las să fac plugul ăsta, ți-l fac pe ăsta la așa, mai lateral un pic. Și uitați-vă ce mutare foarte ciudată la prima vedere face negru aici, dar care este foarte bună, practica a dovedit-o. Ia fii atent, Cristi, că nici tu nu știi, fii atent aici. E7, E5. Deci îi dă acel pion, pur și simplu. Albu zice, mersi, mersi, da, ce pap. Dar îi dai șac. Păi da, dar negru e la mutare. Domnul, dar îi dai șac. Nu îi dai niciun șac. Fii atent, tocmai de asta, uite-te. Deci cal G4, deci E5 bate, ia pionul, cal G4. Ameni să ți-l iau înapoi, da? Negru zice, nu ți-l dau, nu ți-l dau. Cal C6, câte bătăi fac? Două. Albul zice, nu ți-l dau, nu ți-l dau. Negru îi dă un șah și albul se gândește așa, dacă bag acest cal aici, milia și îmi strică structura de pion. Să țineți minte, n-ați învățat încă, dar doi pioni dubli sunt slabi, mai ales în astfel de formație. Practic, acești doi pioni de aici fac cât unul singur, pentru că se calcă pe bătături. Se cheamă pion dubli. Cristi, dacă nu stai cum... Și atunci albul zice, păi de ce să nu-ți bagă acest cal aici? Da? Și negru zice, totuși eu vreau să-mi iau pionul înapoi, dar nu pot momentan, pentru că am o bătaie. Două bătăi, dar și tu ai două apărări. Ia să fac a treia bătaie. Cristi. Damă e 7 și făcu a treia bătaie. Și acum albul zice, bine mă, iam tu pionul înapoi. Și zice, da... Negru se și gândește, uite bă, ăsta își ia pionul înapoi și are deja două piese în țara mea, zice alb. Eu te am și nebunul și calul și zice, ia pleacă tu nebunul de aici. Îl atacă și zice, ți-l pap. Dar negru nu-l bagă în seamă și ia pionul. Și negru aici, albul zice, hă, ce băia bun ești, ia să-ți bate. Ce joacă negru aici? Nebunul ia calul. Zi, David, ce joacă? Negru e la mutare, ce joacă? Negru mută cal B4. Cal B4, nu? Păi da, dar practica e rămas... Domnul cal C4. Cal C4 e apărat de damă. Hei, vreau să-ți spune ceva. Da, aștept, zi. Domnul i-a medicat nebunul de cal. Păi nu, negru e la mutare. Uite că mâna se face... Nu, treceți la loc. Dar nu, uite, calul... Da, mă, ia pe B4, dar tot rămâi cu o piesă minus. Atenție, David, zic că numai tu n-ai răspuns. Cristi, ai răspuns o dată de două ori, ai răspuns greșit. Deci, ia, aștept răspuns de la voi trei mușchetarii. Aduceți-vă aminte de primul exemplu care îl făcurăm în lecția de azi. Nu. Nu, la ureche. Pion G5. Bine, greșit. Deci, aduceți, ia să văd cât aducere de aminte aveți dumneavoastră și aduceți-vă aminte cum dă-te albul mat în primul exemplu. Cal D3, vrei să spui. Corect, te șahmat. Da. Păi da, da, deci vedeți ce înseamnă să... Deci fiți atenți aici. Fiți... Ia, fiți atenți aici.
Ca să înțelegeți un lucru, deci asta e a treia poziție. Prima poziție... Deci, atenție, prima poziție a fost așa. Oh, ia uitați-vă aici. Doamne, eu știu. Prima poziție a fost așa. Era dama aici și dă dură smat așa. Me. Acum, în această a treia poziție... Doamne, și 35. Și ce dacă? În această a treia poziție, practic, au fost doar culorile inversate. Ia uitați-vă. Puf, 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 puf. Nu este exact aceeași cal de 37 mat? Mei. Deci trebuie să țineți minte. Deci, încă o dată. Ce vreau eu să spun cu acest... Ce vreau eu să spun cu acest exemplu foarte clar? Deci, uitați-vă tot timpul la mutarea adversarului. Nu vă bucurați aici, că practic, uite, să dăm cu două mutări înapoi. Nu vă bucurați aici că albul, după ce mută pion A3, hai să ne punem un punctul de vedere al albului. Deci eu cu albul mut A3 și el îmi bate pionul ăsta. Practic își ia pionul înapoi. Nu trebuie să fiți haplea și să fiți lacom. Trebuie să vă uitați, băi, de ce nu mă băgă în seamă? De ce își lăsa acest nebun aici? De ce? A, că vrea să mă dea mat. Pentru că, încă o dată, dacă ați vedea amenințarea, ați bate. Și după ce bate, în continuare pot să bat? Nu, că din nou sunt mat. Dar aș mai bate odată. Da? Și acum dacă negru face greșeala să-mi bată și el, acum pot să iau nebunul. Că nu mai are niciun mat. Și a rămas cu o pieță în plus? Da! Dar stai să ne gândim din punctul de vedere al negrului. Deci suntem în acest moment al partidei. Care e răspunsul corect al negrului aici, ca să nu pierdă material? Deci negru e la mutare aici. Ce mută negru? Deci încă o dată, dacă bat nebunul, bate nebunul și rămâne cu un car în plus. Ce mută negru aici? Zi, Erica. Da? C5. Păi nebun, ia fi atent aici. Nebun C5, cal F3 și albul are un cal în plus. Cum faci să egalezi? Păi, doamnă. Da. Îi batem. Exact. Ce-i bat? Da. Doamnă. Calul, deci încă o dată îi bați nebunul, îți bate nebunul, rămâne cu un cal în plus. Dar dacă îi bați calul cu șah, el trebuie să bată și acum pot să-mi iau și eu nebunul înapoi și armata asta este complet egală. Da? Deci, atenție! Voi văd că... Cristi, nu mă așteptam la tine să dai o asemenea rateu aici, să rămâi copie să mine. A treia oare e varză.